Traseul nostru de astăzi se leagă de localitatea Murfatlar. Mai exact este vorba de așezările rupestre de aici, de rezervația Fântânița și, de ce nu, această mănăstire nouă, încă neterminată, care are un loc de belvedere unic. Așezările rupestre de la Murfatlar se află în versantul de nord-vest al dealului Tibișir. Nimic din aspectul exterior al construcției stranii, structurată pe trei nivele, nu-ți dă de înțeles că aici ar fi vorba despre un monument foarte important, cel mai mare complex monahal rupestru din Balcani, din epoca medievală timpurie. Așezările rupestre de la Murfatlar constituie un important monument istoric, care dovedește prezența creștinismului în Dobrogea încă din cele mai vechi timpuri. Povestea descoperirii acestor așezări începe în 1957, când, în urma detonărilor efectuate pentru extinderea exploatării la cariera de cretă din apropiere, s-a dezvelit intrarea într-o chilie. Complexul este plin de bisericuțe, cripte și galerii, săpate în peretele de cretă încă din secolul IX după Hristos. Mă bucur că am privilegiul să văd aceste locuri și, datorită nouă, le veți vedea și dumneavoastră. Au fost descoperite bisericuțe, chilii, morminte, galerii și urme de locuire datate secolul IX-XI, având o semnificație deosebită în privința rolului creștinismului în această provincie. Situl arheologic de la Murfatlar se găsește în muntele de cretă din apropierea localității susamintite și a fost descoperit în 1957 cu prilejul unor lucrări de exploatare a cretei din zona respectivă. Descoperirea este senzațională din punctul de vedere al specialistului, pentru că din aceste încăperi săpate în muntele de cretă
ne provin informații extrem de interesante privind epoca aceasta timpurie medievală. Între anii 1960-1970 au fost întreprinse vaste lucrări de consolidare și restaurare. Complexul este acoperit parțial de ziduri din beton și, într-o altă parte, de o construcție din lemn și poliester. Fondurilor, lucrările de consolidare s-au întrerupt. Schele, scări și pasarele împânzesc tot complexul, în încercarea de a-l proteja. Complexul rupestru cuprinde 6 bisericuțe dreptunghiulare cu 2 și 3 încăperi de proporții diferite, paraclise, chilii, cripte și galerii, multe comunicând între ele, grupate la înălțimi diferite. În sectorul principal, din masivul Peninsula, sunt grupate 4 bisericuțe suprapuse cu intrări separate, iar cea mai mare este cea în care intrăm noi acum, așezată la nivelul cel mai de jos. Este o bisericuță cu pronaos, naos și altar, incredibil de frumoasă, având circa 7 metri lungime și 2 metri lățime. Naosul, cea de-a doua încăpere a bisericii, este puțin boltită și are un stâlp în mijloc, iar pentru a intra în altar, mai urci o treaptă. Impresionantă este intrarea în altar, marcată prin 3 arcade frumos decorate cu vopsea roșie. Locul este de-a dreptul fascinant. În pereții de cretă sunt incizate numeroase inscripții runice. Este vorba de alfabetul runic folosit de scandinavi și de proto-bulgari. Mai apar și diferite alte reprezentări grafice care au stârnit interesul multor specialiști. Principalul simbol creștin, crucea de mai multe tipuri, este cel mai des reprezentată.
dar apar și animale fantastice, șerpi, păsări, cai și câini, impresionante reprezentări care te pun pe gânduri. Complexul monahal de aici datează din secolul 10 după Hristos și a fost întemeiat de o seamă întreagă de călugări care veneau din diverse părți ale Imperiului Bizantin. Acest lucru este documentat de numeroasele inscripții în mai multe limbi, cu mai multe caractere, unele dintre ele în scriere glagolitică, altele cu semne runice, dar și din numeroasele desene care au fost săpate în chiliile și micile bisericuțe săpate în Muntele de Creta. Se pare că aici avem de-a face cu călugări din diverse părți ale Imperiului, cum spuneam, care practicau un rit diferit între ei, bineînțeles. Sunt numeroase încăperi în care se oficia slujba la vremea respectivă, dar și chilii și chiar încăperi în care se făceau înmormântări cu diverse prilejuri. Inscripțiile care sunt prezente pe pereții chiliilor și al micilor bisericuțe, cum spuneam, sunt în mai multe limbi, dar ele nu au fost încă în întregime descifrate. Teoriile cele mai plauzibile privind interpretarea acestor inscripții vorbesc despre citate din scriptură, din Cartea Sfântă, din Biblie, care au fost scrijelite de călugării așezați aici, în zidurile bisericuțelor. Intrăm într-o altă bisericuță, mai mică, ce se află chiar deasupra celei de jos și comunică cu ea printr-o galerie. Această biserică are și paraclis și spații anexe, în care au fost descoperite morminte.
Aici există galerii de comunicare cu biserica de jos, dar și cu cea de deasupra ei. Și aici găsim pe pereți rune asiatice, multe cruci, dar și alte reprezentări ciudate. Semnul de tip tanga, incizat aici, poate face legătura cu cnezul Kievului, de acum 1100 de ani, Sviatoslav. În această zonă mai există și alte două bisericuțe pe nivele diferite. Singura posibilitate de a ajunge la ele sunt platformele de scânduri special amenajate. Înainte de a intra în circuitul turistic, cred că acest monument ar mai trebui recondiționat. Acum am văzut și eu că într-adevăr se deteriorează și cred că aici ar fi bine investite niște fonduri europene. Această bisericuță este ceva mai mică, cu două încăperi, naos și altar, și un loc ce pare a fi un mormânt.
și aici găsim inscripții, cruci și desene, unele reprezentând animale. Urcăm mai sus, din nou multe schele și scări. Și deschidem o altă ușă. Este o bisericuță cu trei încăperi, pronaos, naos și altar. În altar se vede o masă cioplită în perete, probabil cu scop liturgic. Se pare că aici au trăit câțiva monahi, fiecare având câte o bisericuță și o chilie și ducând o viață independentă, adunându-se de obicei la sărbători în prima bisericuță de jos, aceea fiind cea mai mare. Specialiștii spun că majoritatea inscripțiilor și grafitelor sunt lăsate de monahii bulgari, dar anumite texte grecești și runice presupun și prezența unor călugări de alte naționalități. Urcăm din nou, de data aceasta, la ultimul nivel. În această zonă s-au prăbușit bucăți întregi de cretă, astfel încât una dintre bisericuțe a rămas fără acoperiș. Complexul este plin de schele și de scări. Am urcat, acum coborâm și o luăm la stânga spre alte galerii. Pare că aici, în această carieră, călugării au lucrat împreună cu localnicii la extragerea cretei. În extremitatea de sud-vest a complexului se găsesc alte două bisericuțe,
și un număr mare de încăperi comunicante. Vă dați seama ce muncă titanică a fost aici pentru refacerea și conservarea acestui monument, despre care totuși specialiștii spun că este în pericol de degradare din cauza infiltrațiilor de apă. Ceea ce vedeți aici este totuși creta. Primelor camere și galerii sunt prăbușiți. Spațiul de locuire presupus este sugerat de unele încăperi cu pereți dreptunghiulari din bolovan de cretă. Încăperile sunt de înălțimi diferite, iar plafonul este săpat și el diferit. În locuințe s-au descoperit unelte din fier, amnare, pietre de râșniță, unelte de os, ceramică, obiecte din cretă și amfore. Bisericuțele comunicau cu câte o încăpere, cu cavouri cioplite în pământ sau în perete. În total au fost descoperite 20 de morminte, 11 în încăperile masivului și alte 9 în umplutura de creta carierei. În afara scheletelor bărbătești s-au descoperit și 2 schelete de femei. Călugării par a fi veniți aici din teritoriul ocupat azi de Bulgaria sau au fost influențați de creștinismul de acolo. Variantele despre cum a ajuns cariera de cretă să devină mănăstire, asemenea cu cele din Capadocia, sunt multe, dar e greu de spus cu certitudine. Thank you.
nu au fost găsite obiecte de cult care să poată fi interpretate pentru vremea respectivă din punct de vedere științific, dar sigur, sculpturile și obiectele săpate în calcar, acestea ne vorbesc despre obiceiurile religioase ale populației stabilite aici la vremea secolului 10-11. Situl este în mare pericol, datorită influenței nefaste a factorilor climatici și a vibrațiilor produse de camioanele care circulă în zonă, constatându-se o degradare constantă a complexului, manifestată prin pierderea unor bucăți întregi de cretă și exfolierea accentuată a pereților cu inscripții și simboluri. Datorită stării avansate de degradare a complexului în momentul descoperirii și datorită faptului că au trecut extrem de mulți ani până când el a fost descoperit și pus în parțial în valoare, acest complex a suferit foarte mult. S-au desprins bucăți întregi din încăperile respective, care în momentul de față sunt restaurate. Probabil că acest complex, care a suscitat interesul specialiștilor, va fi pus în valoare în viitorul apropiat pentru turism, pentru că în momentul de față lucrările de amenajare a complexului încă sunt în curs de desfășurare. De asemenea, este intenția noastră a Muzeului din Constanța de a amenaja un mic punct muzeistic la baza acestui deal unde se găsește complexul monahal. Acest mic punct muzeistic urmează să explice, să evidențieze pentru cei interesați tot ceea ce înseamnă acest complex monahal de la Basarab. Pentru a reveni la subiectul acesta al complexului monahal și a importanței sale istorice, trebuie să spunem că el a fost supus unor investigații foarte amănunțite din partea unor specialiști veniți din mai multe țări ale Europei, cu prilejul unui program finanțat de Uniunea Europeană, prin care am reușit să stabilim un diagnostic pentru monumentul respectiv. Acest lucru a fost absolut necesar, deoarece de-a lungul timpului și datorită întreruperii lucrărilor de amenajare, acest monument a avut oarecum de suferit și, sigur, am încercat pe toate căile să oprim acest proces de degradare. Important este că s-au făcut scanări foarte amănunțite ale încăperilor respective, scanări care rămân ca documente pentru o eventuală restaurare a monumentului. V-aș mai comunica de asemenea că la acest complex au lucrat generații întregi de arheologi, începând cu Petre Diaconu, Ion Barnea și, sigur, cu colaboratorii noștri mai recenți. Thank you.
rezultat al confluenței mai multor civilizații și culturi, complexul rupestru de la Murfatlar, unul dintre cele mai valoroase monumente din România și chiar din Europa, trebuie să fie restaurat cât mai curând. În spatele așezărilor rupestre de aici, de la Murfatlar, am descoperit o fostă carieră în peretele de cretă și un mic lac. Este o zonă foarte pitorească, numai bună de odihnit privirile. Peisajul din spatele așezărilor rupestre, cu cariera din cretă și micul lac, pare de-a dreptul desprins din cărțile cu povești. Este un loc plin de liniște și pitoresc, toată această zonă. Iar de aici noi ne vom îndrepta spre o mănăstire. Am văzut un indicator pe care scria spre mănăstirea Basara. Probabil că este o mănăstire nouă. Să vedem. Continuând tradiția locului sfânt, în apropierea complexului monahal rupestru s-a clădit o mănăstire. Despre mănăstirea de la Basarabi, aflată deasupra dealului de cretă, pot să vă spun că îl are ca ocrotitor pe sfântul ierarh Teotim, episcopul Tomisului. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2007, dar mănăstirea încă nu este terminată din lipsa banilor. Aici viețuiesc 3 călugări. Cert este faptul că mănăstirea are un loc de belvedere extraordinar, unde ți se întinde la picioare nu doar canalul Dunăre-Marea Neagră, ci și întregul oraș Murfatlar, cu case frumoase, cu podgori, văi și panteline, care îți oferă o priveliște frumoasă.
Dacă ești pasionat de licoarea bahică ce dă faima acestor locuri, nu trebuie să ratezi crama și muzeul viei și vinului din această localitate. La 2 km sud-est de orașul Murfatlar, găsiți rezervația naturală Fântânița, inclusă în pădurea Murfatlar, un loc numai bun de odihnă, plimbare și relaxare. Iar dacă așezările rupestre de la Murfatlar nu se pot vizita, vă puteți relaxa aici la rezervația de la Fântânița. Vă puteți plimba, să faceți mici excursii și să admirați flora de aici. Vă spun doar să admirați, nu să faceți și grătare sau să aruncați gunoaie sau să distrugeți diferite plante. Este totuși o rezervație. Rezervația a fost pusă sub protecție încă din anul 1962, datorită importanței botanice, faunistice și peisagistice. Rezervația se întinde pe o coastă abruptă a unui deal, străbătută de văi înguste și puțin adânci. Cu o suprafață totală de 82 de hectare, rezervația adăpostește o varietate de 500 de specii rare de plante, caracteristice zonei de stepă din sudul Dobrogei. O cărare îngustă și întortocheată urcă prin pădure spre platoul din vârful dealului. Pădurea îți oferă o umbră plăcută, un loc bun de relaxare și de odihnit ochii. Rezervație, puteți să beți și apă de la izvor. Valoarea remarcabilă a rezervației este dată de întrepătrunderea elementelor din arealul pontic, balcanic, continental, submediteranean și eurasiatic. Rezervația ocrotită de lege adăpostește plante precum migdalul pitic, bujorul de stepă, inul dobrogean, colilia, ricinul, zambila, dar și stejarul pitic și păducelul. Fauna existentă aici este reprezentată de dihorul de stepă, dihorul pătat, grivanul și broasca dobrogeană. Sunt viețuitoare pe care nu ai șansa să le vezi, pentru că se ascund în locuri neumblate de oameni.
curând aici în rezervație vom merge pe un traseu marcat și vom afla mai multe din panouri explicative și pliante. Și vom putea nu doar asculta, ci și urmări păsările dintr-un spațiu special amenajat. Și toate acestea datorită unui proiect menit să atragă turiști, dar și să protejeze vegetația. În rezervație vor fi amplasate și două platforme pentru privitul păsărelelor, care vor fi dotate cu telescop, cu binoclu. Vor fi amenajate zone pentru picnic, de campare, vor fi amenajate și zone pentru grătar. Aceste trasee turistice vor fi semnalizate prin semne informaționale, vom publica acum hărți turistice, avem broșuri cu punctele turistice din localitate. Cam asta a fost emisiunea noastră de astăzi. Mi-ar plăcea să știu că v-am oferit un moment de relaxare. Și nu uitați că Dobrogea este un loc unic unde puteți face mici excursii. La revedere!